Bine v-am găsit, prieteni, la o nouă ediție Drumul spre Paris, o ediție pe care o facem săptămână de săptămână pentru sportivii, antrenorii, conducătorii de federație care vor merge la Paris 2024. Sperăm să fie mai mulți ca la Tokyo 2020 sau 2021, că atunci s-a desfășurat competiția. Însă până atunci, munca lor, rezultatele, tot ceea ce se întâmplă, încercăm să le discutăm aici în această emisiune. Astăzi a venit rândul unei discipline extrem de îndrăgite. Unii spun că poate cea mai importantă din lume, dacă ne referim evident la anumite continente, baschetul. Iar baschetul 3x3 a fost prezent la ultima ediție a Olimpiadei de la Tokyo cu echipa feminină. Vorbim despre baschet, despre șansele de participare la Jocurile Olimpice și despre multe alte subiecte din această disciplină cu managerul Federației Române de Baschet. E vorba de Cătălin Burlacu sau fostul jucător, mai bine zis că așa este el cunoscut în rândul publicului. Bună ziua! Bună ziua și mulțumim frumos de invitație! Și Ancuța Stoienescu, coordonator baschet feminin, dar și jucătoare la ultima ediție de care am pomenit mai devreme, Jocurile Olimpice 2020. Bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit! Ce înseamnă baschetul 3x3 pentru oameni în condițiile în care în România baschetul clasic era cunoscut, iar acum baschetul 3x3 prinde contur tot mai mult? Da, în primul rând e bine de știut că baschetul 3x3 sau 3x3 sau 3x3, cum este cunoscut în diferite medii și zone ale lumii, devine din ce în ce mai popular și mai îndrăgit. El s-a născut din dorința manifestării baschetbolistice pe stradă și ușor-ușor fiind instituționalizat, a luat amploare acest fenomen și iată că avem la Tokyo prima ediție în care baschetul este reprezentat în competiția forumului CIU. Și nemai punând în calcul că fetele noastre s-au calificat și au jucat, au reprezentat cu cinste și onoare baschetul românesc la cele mai înalte cote, dacă ar fi să ne amintim. Mă bucur nespus că și baschetul a deschis cam marea majoritate a sporturilor, pe lângă sportul în sine și alte mici ramuri, cum și rugby, a dezvoltat rugby-ul în 7 și baschetul are baschetul în 3. Foarte energic, un angajament fizic foarte susținut într-un timp foarte, foarte scurt și repetativ pe durata zilei. Deci pot avea și două, chiar trei meciuri în aceeași zi. Este un nou sport destul de solicitant, este un nou sport destul de nou la nivel de performanță și pentru noi, nu numai de plăcere. Și aici poate interveni Ancuța, colega noastră care ne-a reprezentat cu cinste și onoare. România la Jocurile Olimpice 3x3. Cum ai ajuns să faci parte din echipa asta? Ai renunțat la baschetul clasic pentru 3x3? Ce te-a mânat în luptă, așa să spunem? De când am auzit că este un sport olimpic și că România are o șansă, bineînțeles ca orice sportiv, orientarea noastră este să ajungem cât mai sus, să ne dorim cât mai mult pentru noi și pentru România. Atunci am avut această posibilitate, să spun așa, și am zis că nu știam despre ce este vorba, deși... Nu te gândeai la Olimpiadă că vei fi acolo? Sau era așa o chestie departe? Era o chestie departe, dar realistic vorbind, nu credea nimeni că noi vom avea o șansă să ajungem la Jocurile Olimpice. Cumva am ținut cu dinții de șansa noastră și așa România a ajuns să se califice la Jocurile Olimpice. Care sunt șansele în momentul de față? Putem repeta aceeași performanță să ajungem acolo? Care este sistemul de calificare și ce șanse avem? Șanse avem în continuare de calificare la Jocurile Olimpice, însă este un pic mai greu pentru că sistemul de calificare s-a schimbat un pic. Turneele cu punctele cele mai multe deja s-au terminat. S-a încheiat competiția la nivel internațional și este foarte greu acum
să mai obținem puncte semnificative pentru a putea... Deci se va fi un clasament general cu toate punctele care s-au adunat și echipele cel mai bine clasate vor merge mai departe. Da, 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 da. Este corect ceea ce spui, însă, exact cum am zis, competițiile cu care adună cele mai multe puncte, pentru că noi în continuare avem competiții chiar și la nivel național și acum, dar cu punctele cele mai multe sunt deja terminate la nivel internațional și atunci așteptăm 1 noiembrie să vedem șansele care le avem, care în momentul de față cu regret, să zic așa, avem o șansă și la turneu de universalitate datorită faptului că Israelul are o situație complicată în acest moment. Probabil unul dintre turneele de calificare la Jocurile Olimpice era chiar în Israel. Probabil este greu să se mai desfășoare. Se va muta în altă parte cu siguranță. Acolo și atunci România primește o nouă șansă la acest turneu de calificare. E diferit basketul 3x3 față de basketul clasic când ai făcut trecerea asta dintr-o parte în alta? Este și nu este diferit. Da, sunt anumite reguli, dar basketul este la fel, este aceeași plăcere de a juca și, da, într-adevăr, trebuie să fii mult mai bine pregătit fizic, la 3x3, mai puternic, deciziile îți aparțin mai mult. Ești mai conștient de tine pentru că... E mai solicitant, cu alte cuvinte? Da. Din punct de vedere și din punct de vedere fizic. Și fizic și mental. Mi se pare că te dezvoltă mult mai mult, deși basketul este un sport care îți pune foarte mult mintea la contribuție, cum se spune. În 3x3 este... trebuie să știi că orice decizie pe care o iei este cumva... trebuie să fie decizia bună, pentru că nu ai șanse să te răzgândești. Timpul de atac este atât de scurt încât clipești și s-a terminat. Spune-mi, când erai mic, jucai basket 3x3, cred că jucai și 1x1 și 2x2? Da, vă dați seama că practic basketul 3x3 este bucată din 5x5. Noi și la începuturile noastre basketbolistice aveam antrenamente în care jucam acea clasică miuță, numită de noi miuță 3x3. Dar era 3x3. 3x3, nu 2x2, nu 1x1, nu 4x4, nu 5x3, 3x3. 3x3 și jucam exact câți eram, dacă eram 12, jucam 3x3 la un panou și 3x3 la alt panou. Pierzătorii jucau finala mică la un panou, următorul meci câștigătorii între ei jucau finala mare. Erau antrenamente, să nu le zic de intensitate sau, da? De obicei jucam lunea după ce anterior aveam meci, sâmbăta, seara sau și primeam o zi liberă duminica, refacere, jucam acest 3x3 și după aia era refacere și începeam o nouă săptămână cu... Acum nu mai avem timp să facem așa ceva, ci mai mult trebuie să dezvoltăm fizicul și mentalul, tactica pentru acest sport și psihopedagogia practică în antrenamente, pentru că antrenamentele devin mai riguroase, mai tehnico-tactic dezvoltate și trebuie să ținem pasul cu ceea ce dezvoltă și europenii și la nivel mondial, practic, basketul. În 3x3. Devine un sport din ce în ce, adică lumea a luat practic în foarte serios acest sport. Circulă și foarte multe turnee plătite foarte bine, deci practic și bonificațiile sunt consistente. S-a dezvoltat un mare interes până într-acolo încât există practic echipe private susținute foarte, foarte, foarte puternic. Și la turneele internaționale de băieți și fete. Deci nu au nicio legătură cu cluburile sau cu naționala respectivă? Nu au legătură cu cluburile. Ei sunt instituționalizați într-o echipă privată care are anumiți sponsors, certain sponsors, și atunci ei călătoresc de pe peste tot și tot ce vine ca și rezultat pozitiv își întregesc bonificațiile, ca să zic așa. Da, interesant. Deci, practic, sunt echipe private da, care da. Participă și
produc bani. La nivel masculin, da, World Tour este un campionat gen Euroleague, uh-huh, cel mai înalt nivel, în care la fel echipele calificate la un anumit turneu sunt în funcție la fel de puncte. Este practic un fel de sistem al tenisului, care și basketul 3-3 îl preia la fel de mult, pentru că basketul 3-3, deși sunt mai puțini componenți, trebuie să știți că este totuși un sport foarte costisitor. Deplasările jucătorilor, fiind de pe un continent pe altul, într-un timp afli despre aceste turnee, într-un timp destul de scurt, în care automat prețurile biletelor de avion cresc, hotelurile și tot ce este nevoie pentru ca echipa să ajungă acolo sunt foarte costisitoare. Spune-mi, ajută și COSR-ul aici sau doar Federația Română de Basket este cea care este implicată financiar, pentru, mă refer, pentru echipele naționale de 3x3? Echipele de 3x3 din România au fost susținute și de COSR într-o mare parte. Da, un anumit procent. Există implicare, normal. Și pentru că e un sport olimpic. Bineînțeles, COSR este alături de Federația Română de Basket în drumul lor către Olimpiadă. Prin solidaritatea olimpică și prin multe, multe alte eforturi, mereu ne sprijină și mereu sunt lângă noi, cât și fostul minister al sportului, ANSO, da, actuală, da, Agenție Națională pentru Sport. Există echipe de basket care au o anumită prestanță, o anumită valoare, dar există și echipe de 3x3 care schimbă oarecum ierarhia asta? Nu știu, avem echipe bune acum, Germania, Serbia, dar avem o echipă bună de 3x3? Nu știu, dintr-o altă țară care nu contează atât de mult în basket. Da, au fost, sunt țări care, printre care și noi, România, la nivel de basket 5x5, este foarte greu să putem ajunge la un campionat mondial, ca să nu mai spun la olimpiadă, și atunci cumva, dacă șansa noastră mai mare este spre a ajunge la olimpiadă cu basketul 3x3, clar ne îndreptăm într-acolo, precum și alte țări, și Ungaria se bate foarte mult pe partea de 3x3, Mongolia a ajuns la olimpiadă tot așa cu 3x3. Încep foarte multe țări și din Asia și din Europa, care se știe că este foarte greu să ajungă la un campionat mondial sau la Jocurile Olimpice, să se dezvolte mult mai mult pe partea de 3x3. FIBA și FIBA Europe acordă aceeași importanță basketului 3x3 sau există anumite puncte de vedere în care susține mai mult basketul clasic, mai puțin basketul 3x3? Se susține foarte, foarte mult. Este o ramură separată, însă separată ca și management și ca și structurare, practic, ca sisteme de desfășurare, cu alt fel de competiții, însă este foarte, foarte, foarte bine susținută, adică nu există limite. Este într-o continuă dezvoltare, practic, într-o continuă dezvoltare. Cât mai multe turnee am văzut care generează bani și tot. Foarte multe turnee, foarte mare expunere. Toată lumea îmbrățișează, toată lumea susține, toată lumea vrea să organizeze. Și credeți-mă, sunt niște fiuri extraordinar de mari în a organiza asemenea turnee. Spune-mi, o echipă națională de 3x3, cam la câte turnee participă într-un an? Noi, cu echipa națională de senioare, am participat la... Anul trecut am avut în jur la 7 turnee la care am... În diverse colțuri ale lumii, da? Da, anul acesta am avut 9, dar au fost undeva la 21 de turnee organizate în acest campionat la care există locuri. Asta înseamnă niște cheltuieli foarte mari, că sunt, da, pe sunt toate fete, punctele. Sunt băieți, sunt under 17, under 15, under 23, adică sunt mult mai multe echipe decât... Federația Română de Basket, câte selecționate de basket 3x3 are, practic? Anul acesta au fost 12.
Deci 6 la băieți, 6 la fete, nu? Sau există și aici o... Da, da, da. Nu au fost atât la feminin. Turneele, cumva, pentru categoriile de vârstă U23, U21, U17, fotele sunt cumva împreună, și fete și băieți, adică în aceeași locație, în aceeași perioadă este organizat un turneu în care joacă și fetele și băieții. Asta este un pic diferit din punctul meu de vedere benefic, pentru că ne susținem unii pe alții și știm că întotdeauna, în orice colț al lumii am fi, avem pe cineva care să ne susțină. Am văzut în vara aceasta un turneu de basket de copii juvenil la mare, cu peste 4.000 de copii care au participat jucând basket, mini-basket și așa mai departe. E mai ușor să introduci basketul 3x3 în școli decât basketul clasic? Noi, în strategia noastră, raliată la ceea ce și FIBA ne îndrumă, am început prin a introduce un campionat de la 12 ani de 4x4. Ce înseamnă 4x4? Înseamnă că acești copii au mai multe spații în terenul de basket de a se exprima decât 5x5. Știți, tendința oricărui grup de copii, practicând orice sport, este să înghesuie într-acolo unde e mingea. Ei, aici, fiind spațiile mai largi, ei au șansă mai mare să ajungă către scopul principal, aceea de a băga mingea în coș, prin a juca 4x4. Practic, noi doi suntem și ambasadorii acestei inițiative 4x4, care a avut loc anul trecut ca și prima ediție. Eu la băieți și Ancuța la fete. Și încet, încet, prin această acțiune la Costinești, care o avem an de an, Festivalul Național de Baby sau Internațional de Baby și Mini Basket, încercăm să introducem și acest 3x3, care dă și o mai mare, să zicem, capabilitate de exprimare în teren a celor mai mici dintre noi care practică acest sport. Noi vrem să încurajăm, pentru că ăsta e scopul principal, practic, să ajungă să bage mingea în coș. Și de aici încolo, fiecare va alege unde crede el că se poate exprima mai bine, în basketul clasic sau în basketul 3x3. Și face 4x4 și după aia optează către 3x3 sau 5x5 clasic. Da, după aia, da, depinde de fiecare în parte, cu tehnica individuală, cum se dezvoltă, cum crește, cum prinde putere, cum stă mai bine pe picioare. Încet, încet, trebuie să definim și trebuie să-i pregătim de mici. Practic, acum la 3x3, avem în mare parte jucători care evoluează la 5x5. Inclusiv Anca, anul trecut, a fost jucătoare activă în Liga Națională de Basket Feminin, la 5x5, dar ea a practicat foarte mult și aceste foarte multe turnee prin lume, în care a obosit-o maxim, dar încununată cu participarea la Tokyo, a fost extraordinar pentru ea. De altfel, o obișnuită a campionatelor europene și a cupelor europene în basketul 5x5, multiplă campioană națională, un sportiv excepțional. Însă această încununare, cred că e încununarea supremă a unui sportiv. Jocurile olimpice au o însemnătate aparte. Se poate practica acest sport și la 3x3 și în basketul clasic? Să fii legitimat undeva și să joci și la 3x3? Da, încă la feminin cel puțin se poate, pentru că perioada ne permite. În schimb, la masculin, dacă vrei să faci la nivel profesionist, este un pic mai greu. Se suprapune programul, nu? Se suprapune programul. La băieți, de exemplu, campionatul începe în luna aprilie, se termină în luna decembrie. Este full season, cum se spune. În schimb, la fete începe undeva în aprilie, fix când se termină campionatele noastre de 5x5, și se termină undeva la final de septembrie. Ceea ce ne permite să jucăm, și o fac toate țările, pentru că, după cum știți, problema basketului feminin, atât la 3x3 cât și la 5x5, este la nivel global. Și toate țările cumva au aceeași problemă
nu există jucătoare doar de 3-3, foarte puține încep să facă pasul acum să decidă ce vor face, dacă vor face doar 3-3 sau doar 5-5. Ne-ai spus de niște fiuri din basketul 3x3. Se poate trăi doar din asta? Că așa ar fi foarte simplu să pleci de la basketul normal, să te duci la basketul 3x3, că se câștigă mai bine. Se poate câștiga și trăi din basketul 3x3, însă trebuie să fii foarte, foarte bine pregătit. Trebuie să ai și un pic de noroc. Trebuie să ai și un pic de susținere din partea unor sponsori pe care bănuiesc că tot tu trebuie să-i aduci sau tot tu trebuie să urmești pașii de marketing pe care, ca să încununeze acest succes, cum sunt câteva echipe foarte bine reprezentate în lume, cu sponsori din Dubai, spre exemplu, sau din Emiratele Arabe Unite, care nu pun limită la nimic. Cred că unele echipe, top 10 echipe din lume, pot trăi din basketul 3x3. E ca un circuit profesionist, dacă vreți, al Formulei 1, să zicem așa, la o scară, bineînțeles, mult mai mică, dar sunt premii foarte, foarte consistente, foarte consistente, și dacă stai să le aduni la sfârșitul sezonului, ajungi să împarți la 4, 5, 6 cât sunt într-o echipă, sunt practic 3 jucători și o rezervă, 4 jucători plus staff-ul. Acum nu știu să vă zic, fiecare are libertatea de a-și alege staff-ul cât mai mare, cât mai de ajutor. Însă cred că se poate trăi, o să se poată cât de curând. Pentru că aceste turnee, cum v-am spus la începutul emisiunii... Adică, practic, dacă tu participi pentru faptul că ajungi în primul tur, cum e la tenis, primești o anumită sumă. Da, da. Adică da, sunt premii, să sunt te premii. Poată ajuta lucrul. Sunt premii fix pe locurile ierarhice pe care termin la fiecare turneu și niște puncte care îți dă un bonus cât mai sus, și Ancuța știe foarte bine să vă explice. Ancuța, e ca la tenis sau e ca la Formula 1, cum zice Cătălin? Este mai mult ca la tenis. Turnee, adun puncte, ai un clasament. Circuitele sunt ca la Formula 1. Da, 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 da. Însă, la nivel de, dacă vrei să joci la nivel profesionist, cel puțin pe partea de băieți, trebuie să știm că suntem destul de departe, dar totuși aproape. Noi tocmai am avut un turneu la care am participat în circuitul profesionist World Tour cu băieții noștri, care am ales să mergem cu naționala de U23, în care băieții au jucat precalificări la acel turneu și nu s-au descurcat rău deloc, având în vedere că nu i-am avut în pregătire, ei fiind la echipele lor de club cu care deja începuseră pregătirea. I-am putut lua decât câteva zile și am văzut că încă se poate. Adică suntem într-un punct în care putem avea succes și cu băieții. Basketul românesc și la 3x3 și cel clasic are nevoie de antrenori străini? Bine, asta e o discuție... E o discuție valabilă în toate sporturile. Eu zic că da. Da, pot fi și antrenori străini. Însă încet, încet, dacă vrei să vii în față cu o identitate, trebuie să ajuți antrenorii români și să-i perfecționezi până într-acolo încât... Pentru că acum informația curge foarte repede pe foarte multe căi, ai foarte multe șanse să ajuți antrenorul român să ajungă la un nivel de cunoștințe ancorat cu realitatea sportului actual. Ai fost foarte decisă, da. Spune-ne. Nu, eu mă refeream la basketul 3x3. Da. Din nefericire, noi nu avem această cultură, nu avem antrenori specializați pe partea de 3x3. Urmează acum, avem un singur antrenor cu care am lucrat toată vara și care a fost cumva secundul unui antrenor străin pe care l-a avut. Dar e român, nu? Da, este român.
Dar încercăm să implementăm și partea asta de antrenorat în basketul 3x3, pentru că este nevoie, clar, chiar dacă este un sport no coaching, exact ca la tenis, în care la turneele importante nu ai nevoie să vorbești cu antrenorul, exact aici este la fel, orice privire către antrenor sau către tribună poate să-ți cauzeze un tehnic sau orice penalitate. Bun, dar între voi trei acolo sau patru, vorbim de rezervă, există cineva care e șeful, nu? Sau e desemnat? În general, cel care stă pe bancă, pentru că schimbările se fac foarte des, efortul fiind foarte intens, cel care stă jos e cel care practic are mintea mai limpede, să spun așa, în anumite momente și care vede și tot terenul și cumva trebuie să coordoneze. Însă, bineînțeles, comunicarea din teren, dintre jucătoare, trebuie să fie la perfecție, pentru că spațiile sunt mari, orice centimetru pierdut este un dezavantaj. Tactica e diferită la 3x3 față de baschetul clasic. Sunt acești antrenori la nivel internațional, au o licență pentru modelul respectiv, nu știu, ești licențiat în FIBA, nu știu cum se numește. Nu. Pentru 3x3 sau poți să fii și la una și la alta? Teoretic poți să fii și la 3x3, mă scuzați că mă bag în discuție. Însă nu există antrenor specific de 3x3. Anul acesta FIBA încearcă să se va începe licențierea antrenorilor specific de 3x3. Da. Deci toată lumea este, dar am spus că este loc foarte mare de improvement, de creștere. Era nevoie de o perioadă ca să se poată face niște studii și atunci, fiind și un sport olimpic nou, nimeni nu a făcut studii pe așa ceva. Și acum deja sunt câțiva ani de când sportul este olimpic și de la an la an se fac studii și automat se vine cu ajustări. Dacă părintele unui copil vine la Cătălin Burlacu și îi spune, am văzut și eu pe la televizor, pe YouTube, 3x3, vreau să-mi dau și eu fiul, cum facem? Ce îl sfătuiești sau ce sfaturi, ce recomandări există? Depinde de vârstă. Nu pot să îl sfătuiesc decât să meargă, să se îndrepte către un club serios, un club care are o organigramă serioasă și dacă acel copil va vrea să joace 3x3, este oricând binevenit să joace 3x3. Adică nu există. Încă o dată, federația este forma de exprimare a cluburilor, practic. Ea reprezintă cluburile, ea organizează competițiile, ea reprezintă România în competiții internaționale. Copiii sunt îndemnați să meargă către cluburile de basket din România, fie cele de stat, cum ar fi cluburi sportive școlare sau cele private, nu contează. Însă eu îi sfătuiesc mereu să caute cluburi cu personal didactic licențiat, practic cu antrenori care sunt serioși și care își fac treaba cum trebuie. Foarte important, pentru că trăim în zilele noastre, știm prea bine, toată lumea se pricepe la orice și toată lumea se bagă cam pe peste tot în ciorba tuturor. Și atunci trebuie cu mare grijă, eu ca și tată, trebuie să știu exact unde îmi duc copiii, fie la inițiere, fie la drum spre performanță, fie la sport de masă, de ce nu, pentru că cu toții am început ca și sport de masă. Nimeni nu s-a gândit vreodată că o să ajungem noi mari performeri sau am visat, da. Dreptul la a visa nu ți-l poate lua nimeni. Însă de aici și până într-acolo este un drum extrem de greu,
E o muncă silnică pe viață, practic, care ne marchează pe fiecare în parte. Nu cred că există performer sau medaliat la vreun sport care să nu fi făcut sacrificii enorme. Spune-mi, după Olimpiadă, când ai venit acasă de la Tokyo, ai simțit că lumea te privește altfel? S-a schimbat ceva cu tine după participarea asta la Olimpiadă? Cu mine personal, da, a fost o împlinire pe care, exact cum am zis la început, chiar dacă e doar așa in your dreams, s-a întâmplat și e o mulțumire personală. Dacă s-a schimbat ceva, nu știu dacă pot să zic, dar eu una mi-am dorit să nu se oprească. Păi și s-a oprit, că văd că nu mai joci. Nu, am mai continuat, am mai jucat și sezonul trecut. Am jucat, a fost nevoie și vara aceasta la anumite turnee. Și mai joci sau gata? Eu sper că am terminat. Sper, dar nu știi sigur. Teoretic am terminat. Uh-huh. Sunt multe lucruri de făcut în basket și pot ajuta basketul acum mult mai mult din ceea ce fac decât de aș putea să o fac de pe teren. Ai obosit psihic sau fizic? Niciuna, nici alta. Nu, este un sport care teoretic pe mine personal nu mă obosește. Nici în teren, nici acum în birou. Sunt lucruri de făcut pentru jucători care pentru mine ei sunt cei mai importanți. Și dacă pot să fac ceva ca să-i ajut, cu mare drag. Simți uneori că vrei să ajungi basketul și basketul nu te răsplătește așa cum ți-ai dorit tu? Mă refer din punct de vedere managerial, că sportiv ai avut niște succese importante. Ei, vă dați seama că luptăm pe toate fronturile și încercăm să aducem în față ce e cel mai bun și să creăm cele mai bune proiecte. Basketul, ca orice sport, trebuie ajutat din foarte multe. Deci în spatele a ceea ce se vede un joc pe un teren, există foarte, foarte multă muncă în organizare, în planificare, în gândire, în strategie. Adică nu e chiar foarte simplu. Da, simți uneori că muncești, că nu... Simți că nu-ți iese, simți că nu ajungi acolo unde îți dorești, reiei, întrebi, ceri ajutorul, mai aduci lângă tine și pe alții. Trebuie, dar când ajungi practic la produsul finit, să vezi acei copii cu satisfacția pe față, fericirea li se citește prin zâmbet, atunci și munca ta pare că te răsplătește. Adică nu cauți răsplata înainte de a se întâmpla, practic, desfășurarea celor gândite de tine. De ce crezi că basketul nu este atât de popular în România precum alte sporturi? Uite, vorbim de handbal, e o chestie de cultură, de nație, a fost mai mult îndreptat către handbal și mai puțin către basket? Ca nivel de practicanți, cred că suntem al doilea după fotbal, dacă nu mă șel, de legitimați. De... Foarte mulți copii la basket. Foarte mulți copii, da. Deci, cumva, de acolo... Adică va trebui să așteptăm ca acești copii să ajungă la un nivel? Sau... Da, cumva de acolo sperăm să crească performanța, să vină mari performeri, nu? Așa e și normal. Am început un basket de la zero, practic, acum 2 ani, când am preluat împreună cu doamna președintă Carmen Tocală și echipa dumneaei, această federație. Cu toții ne dorim ca basketul să crească și să aibă cât mai mulți practicanți, cum e normal. Urmăm și un program foarte, foarte amănunțit, se numește FIBA Plus, cu oamenii de la FIBA care au venit și am pus pe hârtie cam toată strategia de care avem nevoie pentru următorii 10-12 ani. Și da, într-adevăr, de acolo, din numerologie, trebuie extras ceea ce o să avem produsul finit peste practic, câțiva ani. În România mi se pare că basketul stă cel mai bine în ceea ce privește numărul de copii. Masa, de unde trebuie să alegi, și aici iarăși e o altă abilitate, de a extrage campionii și cei care, de care ai nevoie. Și că nu toți vor face performanță. Că și proiectele pe care le desfășurăm în basket, adică da, am fost felicitați și de colegi din alte federații
și apreciați pentru că pare că basketul mișcă foarte, foarte mult în ultima perioadă. Noi suntem recunoscători pentru aceste aprecieri, însă ne continuăm drumul și vrem să aducem cât mai mulți copii la basket. Nu vreau să fac comparații cu alte sporturi, că nu e normal, însă noi ne iubim sportul și vrem o reprezentativitate cât mai largă la nivel de copii și o reprezentativitate la nivel de performanță cât mai expresivă sus la nivel de performanță. Impactul rețelelor sociale la basketul 3x3 este foarte mare. Am văzut chiar o analiză în care se arăta faptul că aici se pun foarte multe, evident, după fotbal, dar dintre celelalte sporturi, basketul 3x3 mi se pare că a țintit acest public, sigur tânăr, care practică 3x3, că nu sunt cei mai maturi sau cei mai în vârstă, cei tineri. Cum simți lucrul ăsta? Da, impactul media și comunicarea în domeniul 3x3 a crescut foarte, foarte mult și cumva pentru că ne dorim să ne vedem. Și atunci doar așa putem să ne vedem, promovându-ne, făcând lucruri pe care lumea să le vadă. Avem antrenamente deschise, meciurile sunt în turneele sunt făcute în locații în care publicul are acces mergând pe stradă, nu este nevoie să știi că trebuie să te duci la un meci, la o sală, trebuie să traversezi, să zic așa. Se întâmplă să te duci în oraș și să găsești un turneu de 3x3 în mijlocul orașului. Este un lucru foarte plăcut. Dacă vrei să joci basket, azi fiind tânăr, în liceu, ai posibilitatea asta? Da, în orice liceu din România? Da, desigur. Avem desfășurare niște proiecte în școli și acum urmează să avem cu această regionalizare, pentru că noi încercăm o regionalizare, o așezare basketbolistică pe regiuni, pe 11 regiuni și vrem să avem un plan, un proiect destul de mare cu panouri și mingi pentru toate orașele și suburbiile. Când eram eu mic, erau două panouri la școală, în curtea școlii și jucam și fotbal, dar dădeam și la panou acolo, mai jucam. Sunt și acum. Am militat și milităm în accesarea terenurilor din jurul școlilor să fie de către copii liberă, practic să meargă, să joace și să revină cum eram și noi pe timpuri, pe toate suprafețele posibile și imposibile pe unde vroiam, ne jucam tot felul de jocuri, la fel cum și basket și fotbal. Am văzut în Antalya, am fost anul trecut și pe marginea plajei există niște terenuri și erau copii tineri, jucau 3 contra 3, dar mai erau jos vreo 18 care intrau, adică erau și erau localnici, nu erau. Da, ei, vă dați seama că se organizează, sunt terenurile lor. Da, e organizare ad hoc, așa. Da, da, da. Doar trebuie infrastructura creată și ei se vor adapta. Exact, pentru că dacă ai infrastructura creată, apoi inevitabil vor mai apărea și de aici. 1, 2, 3. Eu cred că asta este diferența care o face între basketul mondial, să zic, și ceea ce se întâmplă la noi. Este pentru că ei au posibilitatea să joace orice sport, exact cum ai spus. E teren de fotbal, dar arunc și la coș. Au posibilitatea să aleagă ce joacă. Și atunci, în timpul liber, nici nu mai stau pe telefoane, nici nu mai întotdeauna. Sportul mi se pare că dacă ar avea posibilitatea. Cred că e un mod de viață pentru și noi, că și noi am avut acces la curtea școlii, acum din ce știu au închis din nou curtea școlii și dacă era deschisă era doar pentru asta anii. Să mă gândesc dacă pe vremea noastră era închisă curtea școlii, dacă mai apăreau atâția campioni și atâția jucători. Păi și de acolo vine, stați liniștit, că nu se creează jucătorii doar din simplu celor 2 ore de antrenamente zilnice sau, mă rog, în microciclurile pe care le desfășoară săptămânal antrenorii. Nu.
Noi mergeam și ne antrenam, să zicem, o dată pe zi, dar mai stăteam încă 6-8 ore pe câmpuri maidane și alte terenuri. Adică nu e chiar așa. Și noi acum, spre exemplu, avem un teren pus renunțând la jumătate din parcarea noastră din sediul de la curtea sediului Federației, unde se adună 20 de copii de dimineață până seara. Care nu știi de unde vin. Care nu știi de unde vin, pur și simplu. E intrare liberă și ei se identifică cu locul. Am amenajat o suprafață oficială de 3x3, practic cu un panou la fel de performant. Și ei se exprimă acolo, aruncă la coș. Vin, pleacă joacă. Și... Da. Sunt serf și când joacă și la 12 noaptea. Da, joacă și noaptea. Ne-au cerut să le lăsăm lumina aprinsă. Da, joacă și la 8-10 grade, cum sunt acum de dimineață. Adică vin câte de dimineață, câte 3, câte 4. E foarte încurajator, dacă vreți, pentru că e mișcare până la urmă. Mulțumesc mult, Ancuța Stoenescu, mulțumesc, Cătălin Burlacu, mult succes și poate să avem o echipă. Mulțumim la și succes tuturor țărilor în drumul către Paris și să dea Dumnezeu să ne vedem bucuroși acolo. Aceasta a fost emisiunea Drumul spre Paris, o ediție dedicată basketului. Săptămâna viitoare avem o altă surpriză. Până atunci, nu uitați să rămâneți alături de noi pe site-ul www.prosport.ro. Toate cele bune!